Debut de foc pentru Șerif în divizia națională. Campioana Moldovei va avea de înfruntat în primele trei etape pe Zarea, Dacia și Zimbru. Divizia națională pornește la drum cu doar 10 echipe după ce Academia și Saxan s-au retras pe ultima sută de metri. Chiar și așa, noua stagiune va începe cu meciuri tari, care o va avea în centrul atenției pe Șerif. Capul de afiș al primei etape va fi duelul dintre Tiraspoleni și Zarea, o reeditare a finalei Cupei Moldovei din sezonul precedent. Pentru Șerif urmează apoi confruntarea cu Dacia, pe care au învins-o în meciul de aur acum o lună. Și în etapa a treia, Șerif nu va avea viață ușoară, pentru că este programat El Clasico Moldovenesc, disputa cu Zimbru Chișinău. La toate acestea, pentru Viesp se apropie și dubla din Liga Campionilor cu albanezii de la Cukesi. În alte meciuri ale etapei inaugurale din divizia națională pe 8 sau 9 iulie vor juca Petrocub Hâncești, Spicul Chișcăreni, FC Dinamo, Auto, Zimbru, Sfântul Gheorghe Dacia, Milsami Speranța. Actualul sezon al diviziei naționale se va disputa în formatul tur-retur și se va încheia pe 25 noiembrie.